Ca în fiecare an și la Roman s-au desfășurat o multitudine de acțiuni culturale dedicate Zilei Culturii Naționale, din 15 ianuarie, ziua în care se comemorează 166 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu. Școala care poartă numele marelui poet a fost în sărbătoare, organizându-se la nivelul unității o multitudine de activități care au culminat seara cu tradiționala masă colegială, unde cadrele didactice au socializat, amintindu-și de toți cei care au slujit timp de 43 de ani în această unitate de elită a învățământului romașcan. Petrecerea a început cu un recital de poezie din lirica eminesciană. Din mâna ta, îmi place că tu știi să o faci amar. Eu fac dulce. Ce este timpul? Care e calea? Nu am răspunsul prietenic acum, dar împreună, până la urmă, îl vom afla la capăt de drum. Și iubirea crescută în cale vom naște din nou o lume și un drum. Și iarăși pornind și timpul și calea, ne vom bucura și mai mult de acum. Ce este timpul? Care e calea? Iarăși e sărbătoare. Noi iarăși împreună. Hai, fiți bucuroși, căci aceeași iubire până la capăt cu noi iar va fi. A fost odată în țara rea un rege. Poate mai era și astăzi, dacă nu murea. Și regele era frumos. O rege bun, dă-ți haina jos și pune-ți coiful. Intră în foc, mai uită-ți vechiul nenoroc. Dar regele nu ascultă, cedea în jilț și lăcrima. Și încins în brâu, topit cu zinț, șoptea într-una printre dinți, plângând sub stemă și hanger. Conducerea unității școlare și-a manifestat bucuria de a putea fi împreună cu toți colegii care predau la această prestigioasă unitate de învățământ gimnazial. Ne întâlnim ca în fiecare an de 15 ianuarie să sărbătorim Ziua Școlii Mihai Eminescu. Ziua școlii care în anul 1973 și-a deschis porțile. Iar de atunci și până acum s-au perindat generații. Generații de elevi, generații de cadre didactice. Am început cu acest moment poetic, deoarece suntem și purtăm numele marelui poet Mihai Eminescu. Și bineînțeles, cea care a recitat această superbă poezie este elevă a școlii Mihai Eminescu, fostă școala 11, este copilul a două cadre didactice care au profesat de o viață în cadrul școlii Mihai Eminescu. 43 de ani de existență a școlii Mihai Eminescu. Îs mulți, îs puțini? Eu aș spune că sunt chiar puțini, mai ales dacă îi transformăm în decenii, 4 decenii. Dar în 4 decenii, această unitate școlară a făcut niște pași foarte uriași, aș spune. Mari. Pe treptele afirmării în rândul celor mai bune școli din zona romă. Și, într-adevăr, în câțiva ani de zile, școala a fost asaltată de elevi ce veneau din alte circumscripții pentru că încadrarea a fost extraordinară. Și prin colegii noștri care s-au dăruit, au depus pasiune, au neglijat familia, au pregătit generații extraordinare care a dus, repet, la creșterea prestigiului școlii noastre. Zic eu că ar fi un moment să ne amintim de foștii noștri profesori care au trecut în neființă, dar care au ridicat renume școlii noastre. Cred că câteva secunde ar fi bine să le păstrăm amintirea.
Școala Mihai Eminescu a fost întotdeauna cea mai numeroasă unitate de învățământ gimnazial, ajungând în anii ei de glorie la școlarizarea a 2400 de elevi, instruiți de mai mult de peste 100 de cadre didactice. Și astăzi în școală învață peste 1200 de elevi și 53 de cadre didactice, din păcate scăderea demografică regăsindu-se și aici.